Reforma pentru migrație are două mari scopuri. Să ajute țările de pe coasta Mării Mediterane atunci când nu pot face față valului de migranți și să fortifice granițele Uniunii Europene. Planul a fost elaborat încă din 2015, când Europa s-a confruntat cu o criză profundă. Atunci 1,3 milioane de oameni au fugit din Siria sau Irak. Sistemul de azil al Uniunii Europene s-a prăbușit. Centrele de primire din Grecia și Italia au fost copleșite de migranți, iar țările din nordul Europei au construit bariere la graniță. Apoi, an de an, numărul migranților care și-au dorit să ajungă în Europa a crescut. În 2022, aproape 900.000 de migranți au cerut azil într-o țară membră, iar statistica nu include pe refugiații ucraineni. Nici acum situația nu este mai bună. Vă dau doar un exemplu. Pe insula italienească Lampedusa au ajuns într-o săptămână de două ori mai mulți migranți față de locuitorii acelei zone. Astfel că s-au gândit oficialii europeni, au ajuns la un acord ca cine nu poate să preia migranți să plătească o taxă. S-a convenit asupra unei taxe de 20.000 de euro pentru fiecare migrant pe care o altă țară nu îl poate caza. După ani de zile, țările Uniunii Europene au căzut în sfârșit de acord în privința unui pact pentru combaterea migrației, care a fost votat în Parlamentul European. În timpul votului a fost și un protest. We have voted in favor of a package that provides for a robust legislative framework that is the same in all member states, that puts humanity first. We promised a new system that is fair with those eligible for protection, that is firm with those who are not, and that is strong against the traffickers. It will be making a real difference for all Europeans. First, more secure European borders, knowing exactly who crosses our borders by registering and screening everyone, while ensuring the protection of the fundamental rights through an independent monitoring. Însă unele țări membre nu sunt de acord să ofere azil migranților. Premierul Donald Tusk a spus că nu va accepta un mecanism de relocare a migranților, deoarece Polonia a primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni după războiul declanșat de Rusia. Nici premierul maghiar Viktor Orban nu este de acord cu acest proiect. Pactul pentru migrație trebuie aprobat în Consiliul European, iar reglementările se vor aplica după 2 ani de la adoptare.